Brăteanu nu știu dacă a fost el convins că soluția militară este cea mai bună, dar și-a dat seama că ceva trebuie să sacrifice. Și unde să sacrifice? Exact pe graniță. Exact pe granița aceasta uriașă care o aveam peste Carpați, în care România trebuia să atace. Putea foarte ușor să se ducă spre Bulgaria, să atace în zona aia. Dar a reușit să atace spre nord, arătând simbolistica. Noi vrem Transilvania. S-a dus acolo. Știa că poate pierde. Noi nu aveam nici vânătorii de munte atunci. Germanii și eu au adus imediat, pentru că erau învățați să lupte în zona Alpilor cu, cu ei. Noi nici nu aveam armele care puteau să, să facă. Dar a fost nevoie de, de simbolistică și a trimis uh, uh, concetățenii la moarte știind că va obține ceva cu prețul acesta de sânge. De cele mai multe ori judecăm politicienii doar prin prisma valorilor noastre democratice, în care spunem că nu e bine să cadă nici măcar un om. Dacă poți să trimiți dronele să porți un război, ar fi excelent. Însă, fără sacrificiu uman, la nivelul anului 1900, 1910, 1920, era imposibil să vii pe urmă la masa tratativilor și să spui vreau și eu niște provincii și încă patru sau cinci provincii câte s-au alipit la, la, România atunci. Era conștient Brăteanu că trebuie să trimite niște oameni la moarte. Și i-a trimis, dar pe de altă parte își făcea un calcul rece politic și spunea gerfa aceasta de sânge va fi compensată prin niște provincii care ne vor asigura și bogățiile noastre ale solului și subsolului, ne vor asigura și, și oameni oameni care mai apoi uh, au constituit pentru România și o, o, o perioadă dintre aceasta pentru că mulți dintre oamenii care au fost războinici, care au luat atunci uh, haina soldățească, au devenit scriitori, au devenit medici, au devenit cetățenii unei noi Românii, care a fost pusă pe hartă prin Brăteanu, nu prin altcineva. Brăteanu a fost cel care a reușit să ne arate că acest micuț uh, teritoriu dintre Moldova și Muntenia pe care astăzi când ne uităm pe hartă, îl vedem și fără Basarabie, și atunci era, și fără Nordul Bucovine. Era un teritoriu foarte mic, avea Dobrogea. Și atât. Muntenia, Oltenia și un pic din așa, ambițiile însă erau enorme. Cum ar fi acum cu o treime din teritoriul pe care îl avem să râvnim spații alăturate? Nici nu se pune problema. Ori așa trebuie să-l judecăm pe Brăteanu, un politician dintr-o țară mică care și-a dorit teritorii foarte multe. E adevărat, locuite de români, dar nu, ți dădea, nu le dădea nimeni pe, pe gratis sau fără să ai o abilitate politică ieșită din comun. Avea modelul acesta italian în care chiar o țară care era împreună cu Austro-Ungaria și Germania a reușit să-și proclame neutralitatea. Și atunci am folosit și noi modelul acesta italian. Haideți să mergem pe neutralitate, haideți să conservăm uh, soldații, să nu-i trimitem în prima linie. Într-un război care nici trebuie să o spunem nu era neapărat unul al nostru, era unul al marilor putere, însă se simțea deja că din uh, fume, fumegarea aceasta a tunurilor, din, din cleșterile acestea de, de oameni, vor rezulta niște reconfigurări de teritorii. atunci trebuia să fim uh, pregătiți. Antanta era cea care. Oferea mai mult. Oferea, însă, și ea uh, interesat. Rusia era în ecuație și atunci politicienii noștri aveau o reticență maximă în, în a veni alături, însă era Franța în care. Toată conștiința noastră națională, tot ce înseamnă importul acesta pe intermediul neologismelor, franțuzismele acestea care pătrunseseră în limbă, intelectuale formați acolo, ne făceau să, să vibrăm. Marea Britanie mai puțin, era un teritoriu foarte puțin cunoscut la noi, dar aveam o regină care era de, de o bârșie britanică. Puteam să spunem că clasa noastră politică se ducea cu Antanta, însă să nu mai interpretăm istoria că toată lumea voia Antanta. Nu o doreau. Foarte mulți își dădeau seama că dincolo de balaurul acesta spectaculos stă Rusia, care ce vroia să facă? Să ajungă în strâmtori. Culmea e că și știau politicienii noștri că Rusia ceruse zona strâmtorilor. Și atunci ce făceau? Dobândeam Transilvania ca pe urmă să ne topim cu toții într-o mare rusă? Și Finlanda, foarte frumos. Era legată de Suedia și totuși ce frumos s-a dus în, ca o guvernie rusească. Era greu să cântărești din start, însă reconfigurările acestea treptate, faptul că Brătianu când mai cerea ceva, când mai Bucovina, când Banatul întreg, când în jumătate din el, îl făcea să fie totuși încrezător că, până la urmă, Antanta oferea teritorii. S-a cântărit poate și un pic uh, matematic și se vedea că teritoriile oferite de ceilalți uh, de antantiști erau mai mari decât teritoriile pe care puterile centrale puteau să ne le dea. A cântărit mult și dorința noastră de a avea. Uh, Perla aceasta nestemată a Transilvania a cântărit poate foarte mult și dorința unora dintre intelectualii noștri de a-și vedea cumva justificat și efortul acesta făcut de decenii de a, de a forja o conștiință națională în Transilvania, în condițiile în care în Basarabia nu mai pulsa nimic, în care și biserica, fiind ortodoxă, era mai ușor de deznaționalizat, în care și uh, aspectul acesta, până și literele, gândiți-vă că suntem singurul popor ortodox care scrie cu litere latine. Noi eram cumva diferiți de, de, mare această slavă. Trebuiam să ne inserăm cumva mai degrabă în zona occidentală. Ori Occidentul era, mai ales Franța și, și Marea Britanie, era într-un fel și Germania. Politicienii noștri e foarte bine că au fost împărțiți. Pentru că am avut pe masă toate opțiunile posibile. De la un radicalism teribil al lui Petre Carp, care cerea o intrare alături de Germania, la o temperanță a lui Marghiloman și a lui Titu Maiorescu, care punea un bemol ceva mai, mai jos uh, aceste alianțe, începând cu conservatorii ceilalți care erau entuziasmați, Nicolae Filipescu, care era în același partid cu, cu, cu Carp și cu m, Titu Maiorescu și care era pentru o intrare uh, precipitată și cât mai repede împotriva Antanei, deci chiar același partid avea trei curente, Continuând apoi cu conservatorii progresiști care se arătau pro și până și la liberalii care și ei, adevărat, aici era un partid de lider, era un partid în care Brăteanu nu prea lăsa dizidențele să se manifeste, dar chiar dacă Brăteanu gândea pro acționa foarte prudent. Reușea atât de bine să manipuleze la nivel de ambasade, încât un Alexandru Beldiman, care era un pro-german convins, aflat la ambasada de la Berlin, nici nu bănuia că Brăteanu nu va intra și el alături de uh, puterile cele. După realizarea României Marii, Ionel Brătianu își va continua cariera politică în fruntea Partidului Național Liberal și în fruntea României mari. El este unul dintre principalii artizani ai organizării practice, concrete a noilor realități în cadrul României mari. Trebuie să spunem că, cel puțin la început, atitudinea lui Ionel Brătianu a fost destul de dură, în sensul că el nu a acceptat aproape deloc negocierile cu elita societății românești din Transilvania, o elită care, cel puțin la început, pune problema obținerii unor garanții din partea Guvernului României, care să susțină ideea unei mai largi reprezentativități a Transilvaniei în cadrul noului stat. S-a vorbit la un moment dat chiar și de păstrarea unei mai mare autonomia Transilvaniei în cadrul României mari. De exemplu, Iuliu Maniu, care, reprezintă, care este unul dintre principalii reprezentanți ai elitei politice a românilor transilvaneni, va purta cu Ionel Brătianu în acest sens negocieri. Numai că Ionel Brătianu a refuzat de la bun început să recunoască orice fel de autonomie, a refuzat de la bun început să Recunoască orice fel de individualitate, și putem spune că el este artizanul acestei noi organizări a României Mari. Pe de altă parte, trebuie să mai spunem un lucru important. Constituția României Mari din 1923, adică textul fundamental care creează cadrul instituțional de viață pentru această Românie mare va recunoaște un lucru pe care nicio altă Constituție din statele vecine României, unele dintre ele care apar pe ruinele Imperiului austro ungar nu au, au făcut-o, pentru că prin Constituția din 1923, România recunoaște existența minorităților naționale, ceea ce garantează obținerea de către aceste minorități naționale în noul stat a unor drepturi, a unor drepturi naționale, ceea ce nu există în niciun stat din Europa Centrală și de Sud-Est acum la începutul perioadei interbelice. După semnarea tratatelor de pace, Brătianu revine și rămâne personajul politic cel mai important al României Atâta timp cât a trăit până la moartea regelui Ferdinand și până la propria lui moarte, cei doi au murit în același an, la distanță foarte mică, în 1927. Lăsând România într-o lipsă acută de, de repere și de personalități. A fost atunci o, o criză importantă, mai ales că țara România mare era așa de tânără.